Stile gladiatorilor erau diferite și tot timpul se încerca o crearea unor perechi pentru un spectacol cât mai lung. Și atunci perechile respective trebuiau să fie cât de cât echilibrate. Secutor, un astfel de gladiator, de multe ori cea mai clasică pereche pe care ar fi întâlnit-o era retiariul. Tip de gladiator pe care din vârful capului îl aveți în minte. Comparație, secutorul este un gladiator destul de greu. În sensul că este protejat de un scut foarte mare, în pungă, să zic, cu tridentul către el. Un element specific, exact, care îl ajută în această luptă împotriva unui retiar, este casa. Modelul acesta este gândit exact în ideea de a nu permite plasei retiarului să se agheze de casă.